Atenție, vă rog, ascultați! Polly are un mic anunț. Mulțumesc, domn Sherlock Graves. Ca pompier șef junior, e timpul să prezint raportul bilunar. Și îmi pare rău că trebuie să spun, dar unii dintre voi sunt neatenți cu focul. De exemplu, în timpul ultimului exercițiu anti-incendiu, Jordan se juca cu un joc video ascuns în haină. Eu doar căutam un șervețel. Iar Nancy Francis a luat-o pe scurtătură prin iarbă. Nu prea cred. Eu am mers tot timpul pe trotuar. Cred că m-ai confundat cu cineva. Am o figură comună. Iar Freddy n-a stat cu cei din clasa sa. Ba da! M-am îndepărtat doar puțin ca să ajut un copil mai mic. Așa că fiecare este pedepsit să vină la cursurile mele de prevenire a incendiilor. Și după cum bine știți, dacă nu reușiți să obțineți un certificat de absolvire, nu veți trece clasa. Las-o, baltă, eu nu vin. Da? Eu am insignă. Tu ai insignă? Să vedem cine are. Știi, Polly, doar pentru că ești pompierul șef junior, asta nu înseamnă că poți să tai și să spunzuri. N-ar trebui să-i acuzi pe alții, trebuie să ai și dovezi. Aveți dreptate, doamnă. Oamenii nu trebuie acuzați fără dovezi. Iată-i pe copii de la 402 la ultimul exercițiu. Și unde e Nancy care a spus? Cred că m-ai confundat cu altcineva. Oh, ia priviți! E cineva care calcă pe iarbă, care s-a întâmplat să fie surprinsă de camera noastră. Și unde e Freddy? Oh, da, ajută un copil mai mic. Mie mi se pare că se ajută singur în leagănul copilar. Și unde e răcita aia mică care își caută un șervețel? Luați asta, mai multe urâte. Poate juriu să spună care e verdictul? Jordan, Nancy și Freddy vor merge la cursurile de pompieri. Nu v-am auzit. Nu întinde coarda, am și eu insignă. Hei, ce s-a întâmplat? Repar. Dispar de aici imediat. Vini, nu, nu e voie. Cum? Dar n-am făcut nimic, eu nu sunt aici. Nu uita, te rog să fii drăguț cu sora mea și cu soțul ei când ajung. Nu sunt așa mereu? De câte ori Cookie se întoarce din excursie, vine după ea cu câte un amărât care a luat-o de nevastă numai pentru bani. Știu, sper că ăsta e mai bun decât ultimul. Dacă nu are încă o nevastă, cu siguranță o să fie mai bun. Vine, mătușa Cookie vine. Poftim, fă-i o poză cu ăsta, mătușii Cookie și soțul ei. Vreau să țin o evidență. Zâmbiți, vă rog. Iar el este noul meu soț, Stewie. Felicitări. Ești un norocos. Toate cele bune. Mulțumesc. Bine ai venit în familie. Ce fraier. Vreau să cunoști pe cineva. Lasă-l deoparte și te rog să-mi spui unchiul Stewie. E o plăcere să... Tu? Ce naiba cauți tu aici? Repede, ascunde argintul. Ce tot vorbești acolo? Ăsta-i Vini, nepotul meu preferat. Oh, Vini! M-a orbit aparatul foto, n-am văzut prea bine. Am crezut că este copilul acela neastâmpărat care își bate joc de mine și care deranjează toată școala. Dar bineînțeles că tu nu ești ca el. Îmi pare bine să te cunosc, unchiule Stewie. E Stewie. Da, nu contează. Soții lui Cookie apar și dispar că nu le mai rețin numele. Păi să-i reții numele, pentru că el o să rămâne cu mine. E singurul care s-a căsătorit cu mine și nu cu banii mei. Am văzut un film bun aseară, Sub patul tău, partea a doua. V-a fi plăcut? A fost așa de înfricoșător. Asta nu-i nimic, am văzut ceva mai groaznic. Da, l-ai cunoscut pe noul tău unchi, cum e? Nu prea știu, nu m-am uitat el. Cum îl cheamă? N-am auzit. E de treabă? Habar n-am, nu l-am luat eu.
Uite, e doar un timp cu care s-a mărtat mătușa. N-are nimic de a face cu mine. O, Vini, așteaptă-te, rog. Te-am căutat pretutindeni. Habar nu ai de ce. Tocmai mi-am spălat mașina, așa că nu te apropia de ea. Nu vreau să-ți văd măzgăleturile pe parbrizul meu. Nu voiam să-ți spun asta în fața prietenilor tăi. N-ai spus nimănui că suntem rude, nu-i așa? De ce aș face asta? Ei, e normal să vrei să te dai mare cu noul tău unchi, dar oricât de mult ai vrea să te lauzi cu asta, mă tem că va trebui să rămână micul nostru secret. Hei, nicio problemă. Știu să păstrez secretul. Dacă aș fi putut, aș fi vrut să fie și pentru mine un secret. Ok, bine. Ce, Pampalău? Poftim? Ca să nu divulg secretul. Oh, o idee bună. Mare Pampalău. Iar regula numărul 84. Fără mestecat de gumă la mine la oră. Și dacă prind pe cineva care mestecă gumă, o să-i o lipesc de nas. Regula numărul 85. În ceea ce privește prezența, într-o orice absență e nevoie de 3 scutiri medicale. Și nu le accept pe cele dubioase. Cât mai durează, amore? Pe bune, doamnă Belinkov. Credeți că elevii dumneavoastră înțelege ceva dacă ați avea buzele cusute? Eu nu cred. De câte ori să-ți mai spun? Le vorbeam elevilor mei în timpul exercițiului de incendiu pentru a-i îndruma către poziții. Păstrați-vă balivernele astea. Dar ochii ăștia au văzut buzele alea vorbind într-un telefon mobil și comandând papuci din piele de oaie. Lucru de care chiar vreau să vă vorbesc, doamnă Belinkov. Nu vorbim despre prevenirea incendiilor? Ce tot bolborosește ea acolo? Bolborosește despre cum să-ți salvezi viața. Ora despre prevenirea incendiilor nu ți se pare la fel de importantă ca ora de mate? E bine, ce preferi să știi? Cum să împarți 4 mere la 3 copii plângăcioși? Sau cum să stingi focul atunci când bluza de noapte a bunicii ia foc în timp ce ea fierbe borșul? Ha, ha, ha! Scoteți-vă degetele din gură, doamnă Belinkov. Nu e deloc plăcut. Oh, cred că o să fiți un elev problemă. Eu te cunosc! Nu ești prietenă cu nepotul meu, Vini? Da, bună! Nu știam că ai ieșit din pușcărie. Aia e cealaltă mătușă. Eu sunt mătușa Cookie și îl caut pe soțul meu. Știți cumva? Unde? Îl găsesc pe domnul... Mătușa Cookie, trebuie să-ți arăt ceva. Sub școală. Cookie, tu e... Hei, Vini, nu vrei să-l pup pe unchiul tău, domnul Besser? Hei, ajunge, gata! Nu te teme, nu mai spunem nimic. Oricum, cine vrea să umble cu nepotul domnului Besser? Cine știe să spună unde se țin? Haideți, aștept! Unde e locul cel mai sigur de ținut cârpele? Nu fi timid, Freddy, ridică mâna! Fi mândru că știi răspunsuri! Spune tuturor ce să facă cu cârpele îmbibate în ulei. Cârpele îmbibate în ulei se țin departe de căldură. Ce răspuns e ăsta? Care om în toate mințile ține pe aproape o cârpă îmbibată de ulei? Adu-mi aminte să nu trec pe la tine. Da, dar eu doar... Te-ai înțelege de minune cu unchiul Gustav, alt geniu. El ținea cârpele sub bancul de lucru. Când într-o zi tăia un picior nou pentru mătușa Flavia, o scânteia sărit, a ajuns pe o cârpă uleioasă și... Uite așa s-au dus bancul de lucru, ambarul, iar mătușa Flavia a rămas cu vechiul picior. Asta am spus și eu, dar fără piciorul de lemn și unchiul Gustav. Așa, observă cineva ceva în neregulă aici? E ușor.
Da. Dar nu mă bag în vizuina aleului. Nici eu. Nancy? Nu știu. Jordan? Nu știu. Doamna Belinkov? Habar n-am. Ia te uită, pe cine avem noi aici? Fetele care l-au luat pe nu știu în brațe. Cred că mi-ajunge chestia asta. Că să vezi ce chestie, am destule informații că să vă fac un referat pentru director. Cam câți de 5 ați luat în perioada de probă? Domnițele mele, repetați după mine. Într-o priză cu două intrări ar trebui să băgăm doar două ștechere. Într-o priză cu două intrări ar trebui să băgăm două ștechere. Într-o priză cu trei intrări ar trebui să băgăm doar trei ștechere. Într-o priză cu trei... Bine, bine, în ritmul vostru. Nu uitați, sistemele electrice supraîncărcate invită focul. Mătușa Nicia băga ștechere în priză și tot băga și tot băga ștechere peste ștechere. Până când, și asta nu e nicio surpriză, totul a explodat. Așa a stat pentru Neric 6 luni, fără lumină, fără căldură, nimic de făcut decât să stea pentru Neric și să joace în vâr de capră. Uitați, mai departe, cum să scăpăm dintr-o fabrică de șnițele în flăcări? Ce nu e în regulă aici? Ăsta nu-i hambar. Lasă-mă în pace, am avut-o zi grea. Tu nu știi ce e aia. Așteaptă să te însori. Pastele tale, asta miros minunat. Da, da, da. O zi grea, nu? Am ceva care o să te înveselească. Mătușa Cookie și unchiul Stewie vor rămâne la noi până își vor găsi un loc să stea. Vino și îmbrățișează-l pe unchiul tău și am să-ți arăt o scamatorie, iar după aceea te poți duce la tine în cameră să-ți muți lucrurile. Uite-l că vine! Vecini, fiți atenți! Foc, foc, pe strada Coceavei numărul 237! Bine, arătați-mi planul de evacuare în caz de urgențe. Fereastra e mult mai aproape. Îmi pare rău, va trebui să vă dau o notă mică. Și cine este responsabilă pentru mânerul acestei cratițe care poate lovi cu ușurință un trecător nevinovat? Ia! Ba ia! Păcat, nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea. Știți, în Lituania, poate că nu toți trăgeau apa la toaletă, dar măcar erau cu toți cinstiți. Stui, simt că plutesc prin aer. Atunci plutește un pic mai sus, stai pe piciorul meu, dragă. Dintre toți soții lui Cookie, cred că ăsta e cel mai mare ratat. Sper să-și găsească repede o locuință. Dacă ar pleca mai repede de aici, l-aș construi eu una. Minunat. Mai trebuie niște usturoi. Le dau eu lor usturoi. Te rog, lasă-l în pace. Repede, înainte să luăm bătaie. Bună mâncare. Știți, mă simt așa de bine aici că n-aș mai vrea să plec niciodată. N-ai mâncat prea mult. Ei, am fost tare norocos că am apucat niște fasole. Data viitoare deschide frigiderul și bagă-i capul înăuntru, ar mai câștiga timp. Și când sunt cu familia... Eu am plecat. Deci, scumpule, mâine vin să te iau după ore și mergem să ne uităm după casă. De ce mâine? Puteți merge și acum. M-a dus adu mașina. Nu, nu, vreau să meargă și agentul meu imobiliar. Ea știe unde sunt cele mai bune zone din oraș. Așa e, nimic nu-i îndeajuns de bun pentru mica mea prințesă. Ei trebuie un palat. Oh, dar nu trebuie să-mi cumperi un palat.
Ți-aș cumpăra dacă l-ai plătit tu. Ei, tu îl plătești. Dintr-un salariu de director adjunct, aș fi norocos să mă aleg cu o clanță. Oh, nu mai glumi, știu că ai bani. Doar te-am cunoscut la clubul Hawaii. Sărântocii nu merg acolo. Ba da, dacă nu mănâncă la prânz timp de 3 ani. Vrei să spui că nu ești bogat? E, cui pasă? Tu ai îndeajuns pentru amândoi. Da, așa e. Dar să fiu al naibii dacă dau vreun spaț pentru un pămpălău ca tine. Da, dar Cookie Uki... Hei, cine vrea plăcintă? Și apoi s-a repezit în camera părinților mei și a încercat să-l tragă pe tata din pat ca să vadă dacă salteaua este protejată electric. Mama a văzut-o venind pe alee și ne-am ascuns cu toți în dulap. Ei bine, puteți să ieșiți din dulap acum. Polly nu o să ne mai deranjeze. Aceasta este ultima oră. Nu deschideți ușa! Ah. Dacă e incendiu? Nu e niciun foc acolo. De unde știi? Dacă ne înregistrează. Totul e în regulă. Deci să-i dăm drumul. Intrați, prieteni ai focului, e ziua absolvirii. Este. Mulțumim pentru tot, minunat curs. De câte ori văd un foc, mă gândesc la tine. Dar cum rămâne cu tortul? Ok. Și testul? Ha? Testul final despre foc Polly McShane. N-ai spus nimic despre niciun test. Cine a mai auzit de un curs fără examen? Crezi că eu sunt unul din profesorii ai indulgenți care țin orele pe iarbă, îi lasă pe copii să-și dea singur notele și le spun la toți să-i strige pe numele mic? Nu-i așa, Amy? Ăsta e un coșmar care nu se mai termină. Nu pot să dau testul, nu vreau! Mă duc la munte să mă odihnesc! Și când te întorci, să vii să mă vezi ca să-ți dau nota 3. Mie, dă-mi un 5 și sunt mulțumită. S-a făcut. Și am să-ți opresc un loc bun la cursul meu de prevenire a incendiilor care începe mâine. Poftim? Dacă nu iei examenul, nu poți absolvi cursul. Și ai să urmezi cursul meu încă o dată și încă o dată și încă o dată. Hai, la locuri, începe examenul. Nu-i corect, n-ai spus că o să dăm examen, n-am învățat. Ori știi, ori nu știi. Eu sunt un profesor excelent și am trecut prin toată materia într-o manieră plăcută și interesantă. Întrebarea numărul 1. Cele 7 părți ale unui furtun de incendiu. Stați, stați, nu răspundeți. Au sosit, au sosit. Capitanul Swenson și pompierul Calotnic. Știți, eu sunt doar un mic pompier, șef junior. Ei sunt profi și vor vedea dacă v-ați însușit cunoștințele. Întrebați ce vreți. Bine. De ce sunt cârpele îmbibate un risc de foc? Pentru că poți să-ți aprindă piciorul de lemn. Poftim. În Lituania, Gustav îi tăia mătușii Flavia un picior și... Nu e bine. Întrebați pe unul din copii, mai uți la minte. Știi ce? Să încerc altă întrebare. Bine, la câți metri distanță de bucătărie trebuie ținut un stingător? 8. Nu! 8 iezi a născut capra aceea șniții a doua oară. Nu, au fost 9, iar capra se numea Blinky, nu șniții. Nu se poate! Ziua națională a Lituaniei e pe 6, așa că răspunsul este 7 metri. Îmi amintesc că era mai mare cu 1 decât ziua națională. Este evident că nu știu nimic despre prevenirea incendiilor, dar par să știe câte ceva despre Lituania. Cred că va trebui să pun alt pompier șef junior. Nu! Nu mă dați afară! Eu pot să-i învăț! Am să muncesc cu ei zi și noapte!
O să venim la școală mai devreme, o să plecăm mai târziu. Am să fac un program și vacanța de vară. Am să le șoptesc codul măsurilor de siguranță și în ureche și noaptea în somn. Dar nu-mi luați insignă! Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids. Atenție, vă rog, ascultați! Polly are un mic anunț. Mulțumesc, domnșoară Graves. Ca pompier șef junior, e timpul să prezint raportul bilunar. Și îmi pare rău că trebuie să spun... Pilar... Și unde e răcita aia mică care-și caută un șervețel? Luați asta, maimuțe urâte! Poate juriu să spună care e verdictul? Jordan, Nancy și Freddy vor merge la cursură de pompieri. Nu v-am auzit. Nu-mi tinde coarda, am și eu insignă. Hei, ce s-a întâmplat? Ei, repar. Dispar de aici imediat. Vini, nu e voie. Cum? Dar n-am făcut nimic, eu nu-s aici. Nu uita, te rog să fii drăguț cu sora mea și cu soțul ei când ajung. Nu sunt așa mereu? De câte ori Cookie se întoarce din excursie, vine după ea cu câte un amărât care a luat-o de nevastă numai pentru bani. Știu, sper că ăsta e mai bun decât ultimul. Dacă nu are încă o nevastă, cu siguranță o să fie mai bun. Vine, mătușa Cookie vine. Poftim, fă-i o pun, dar unii dintre voi sunt neatenți cu focul. De exemplu, în timpul ultimului exercițiu anti-incendiu, Jordan se juca cu un joc video ascuns în haină. Eu doar căutam un șervețel. Iar Nancy Francis a luat-o pe scurtătură prin iarbă. Nu prea cred. Eu am mers tot timpul pe trotuar, cred că m-ai confundat cu cineva. Am o figură comună. Iar Freddy n-a stat cu cei din clasa sa. Ba da! M-am îndepărtat doar puțin ca să ajut un copil mai mic. Așa că fiecare este pedepsit să vină la cursurile mele de prevenire a incendiilor. Și după cum bine știți, dacă nu reușiți să obțineți un certificat de absolvire, nu veți trece clasa. Lasă-o baltă, eu nu vin. Da? Eu am insignă, tu ai insignă? Să vedem cine are. Știi, Polly, doar pentru că ești pompierul șef junior, asta nu înseamnă că poți să tai și să spânzuri. N-ar trebui să-i acuzi pe alții, trebuie să ai și dovezi. Aveți dreptate, doamnă. Oamenii nu trebuie acuzați fără dovezi. Iată-i pe copii de la 402 la ultimul exercițiu. Și unde e Nancy care a spus? Cred că m-ai confundat cu altcineva. Oh, ia priviți. E cineva care calcă pe iarbă. Care s-a întâmplat să fie surprinsă de camera noastră. Și unde e Freddy? Oh, da, ajută un copil mai mic. Mie mi se pare că se ajută singur în leagănul copil.